Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou joc aici pe canal. Ei bine, dragi prieteni, astăzi ne vom juca Prop Night, un joc care preia gameplay-ul lui Dead by Daylight și îl îmbunătățește cu câteva elemente din Prop Hunt. Rezultatul? Ei bine, îl veți vedea în minutele ce urmează. Acestea fiind spuse, haideți să nu mai pierdem timpul. Îi dăm aici play. Voi selecta Survivor pentru că vreau să vă arăt cum este gameplay-ul de Survivor și abia apoi vom trece la Killer. Deci, haideți să-i dăm aici Search Game și sunt tare curios cât o să dureze să ne găsească un match. În acest moment, în joc sunt aproximativ 2500 de jucători. Deci, jocul este la început. Nu are o comunitate foarte mare și foarte bine formată, dar sunt sigur că pe parcursul timpului vor începe să joace din ce în ce mai mulți oameni și, evident, la un moment dat jocul ăsta o să devină super popular. Credeți-mă pe cuvânt, este super fan de jucat, deci are potențial. Chiar are un potențial destul de mare. Trebuie doar să avem puțină răbdare cu el. Evident, mai sunt chestii de îmbunătățit, dar vă dați seama, pe parcursul timpului și jocul o să devină mai bun. Și văd că deja ne-a găsit un match. Asta e interesant. Deci, răspunsul este că nu durează foarte mult să ne găsească un match, chiar și cu comunitatea asta oarecum micuță de jucători. Bun, nu-mi place harta asta, vă spun de acum, e destul de meh, se putea și mai bine. Dar, haideți acum să vedem, nici nu știu cu cine să joc. Cred că o să o aleg pe tipa asta. Și văd că killerul este impostorul. Este un killer destul de complicat de contracarat, dar sperăm la ce e mai bun. Păi bine, hai să vedem. Primul generator este efectiv aici. Și vreau să văd dacă pot să-l repar. Oh, nice! A mai venit cineva alături de mine. Oho, skill check. A, da, și am zis generator. Nu, este un prop machine, dar se aseamănă foarte mult cu generatorul din Dead by Daylight. Hai că treaba merge bine. Oh, nu. Oh, shit, man. Asta nu e bună. Da, chiar nu e bună. Deja am fost prins. Nasol. Am început prost meciul. Să vedem dacă colegii ne vor ajuta. Nu înțeleg, colegul, de ce e camuflat în pian. What the fuck? Ce naibii s-a întâmplat aici? Asta e de-a dreptul griffing, să mor eu. Wow. Stupid. În fine, trecem peste. De motivul ăsta, uneori jocul este frustrant. Pentru că te chinui și încerci să dai tot ce e mai bun. Dar, pe de altă parte, sunt anumiti jucători care nu-și bat cap și joacă la cacealma. Și, evident, te frustrezi, după cum ești normal. Dar, na. Cât să fă, n-ai cât să fă. Oh, shit. Ok. O să repar acest prop machine, sau în fine asta îmi propun, în timp ce killerul fugărește pe cineva. Poate am noroc. Sper să am noroc. Pentru că până acum am avut doar ghinion, deci vă dați seama. Frustrant as fac. Da, hai să vedem.
Mamă, ce am scăpat. N-a văzut-o venind pe asta. Dar am avut bulan, adică n-a fost skill, a fost bulan. În fine. Hai să repar ce mai am de reparat. Și gata. Două generatoare până acum. Killerul văd că se poate camufla și el în obiecte. Hai să vedem. Să mă dechisez într-o carte. Este mai sneaky. Așa se pare. Opa. Da, nu prea e business. Hai să vedem totuși. Unde găsesc eu o carte? Ăsta e obiectivul meu în acest moment, să mă deghizez într-o carte. Sau într-o conservă. Păcat că fac atât de multă gălăgie când mă deplasez. Ok. Nice. Binișor până aici. Shit, man. Ah, lol. El a venit să ne ajute. Oh, fuck. Asta nu e bună. Deci chiar era un... killer acolo printre noi. În fine, un killer, singurul killer. Era printre noi. Problema e că noi nu l-am văzut. Sau în fine. Am crezut că e băiat bun. Ia uitați killerul. Evident că el e, că se camuflează în cele mai idiote lucruri. Ia să vedem. Shit, ne-am pierdut un supraviețuitor. Asta nu-i bine.
Ok. Hai să revenim aici. Sunt curios colegii ce o să facă. Să repar și aici. Teoretic mult nu mai e de reparat. Aha. Ăla trebuie să fie killerul. N-are cum altfel. Da. Nu prea are cum altfel. Aha. Nu, vai, doamne. Am atâtea emoții. Mai ales că am bubuit un generator aici. Pardon. Un prop machine aici. Hai să-l repar eu. O, vai, doamne. Ia să vedem. Ok. Oh, fuck. Ah, nu e bine. Băi, care erau șansele? Credeam că... E un jucător, mă, dar nu e jucător, era killer. Bun, hai să mă îndepărtez. Oh, shit, man. Asta nu e bună. Mai ales că nu am un camuflaj pe aici. Ia să vedem. A, nu pot să deschid și eu. Fuck. Hai că m-am ascuns. Wow. Hai că, până la urmă, în mare parte am scăpat. A fost al naibii de dificil, ați observat și voi, dar până la urmă s-a putut. Super tare! Hai că mi-a plăcut meciul și sper că v-a plăcut și vouă. Hai să-i dăm și noi un like killerului, pentru că a făcut o treabă bună și a jucat fair play, deci 5 stele lui. Super! Acum, haideți să ne întoarcem în meniul principal și să încercăm un match și cu killerul. De ce nu? Să vedeți cam cum este jocul și din perspectiva aia. Ei bine, prieteni, și a venit momentul să mai jucăm un match. De data aceasta vom juca cu killerul. Deci hai să-i dăm aici repede tot play. Voi bifa killer și vom da search game. Acum, eu personal sunt foarte curios dacă o să dureze mai mult sau mai puțin să ne găsească un match.
Eu bănuiesc că o să dureze considerabil mai puțin, pentru că e mult mai simplu să-ți găsesc ție singur un match atunci când joci ca killer, decât să îți mai găsească încă 3 oameni ca să formați o echipă de 4 și, ei bine, să jucați ca supraviețuitori. Și da, bănuiala mea s-a adeverit. Deja ne conectează la server. Bun. O să jucăm pe farm? Ok, asta o să fie interesant, în sensul în care e o hartă destul de dificilă. Deci, în niciun caz nu este o hartă ușoară. Na, bun. Ia să vedem. Sincer, cred că o să joc cu Banshee. Nu de alta, dar nu știu să joc cu killerul. Deci, am ales unul la întâmplare și sper să fie ok. Hashtag, Doamne ajută. Păi, hai să vedem. Oare o să dureze mult până dă băiatul ăsta ready? Posibil să dureze mai mult să dea băiatul ăsta ready decât efectiv să ne caute meciul, da? It is what it is, nu prea pot să fac nimic. Oricum, eu mă bucur că sunt jucători și că am cu cine să mă joc. Că altfel, ar fi fost nașpa și trist în același timp. Păi bine, hai să vedem. Ok, da. Și acum... Oh, fugi de aici cât de tare. Ok, l-am pus pe băiatul ăsta jos. Asta e dubios. Ah, l-au ridicat. Îl punem cu atât jos. Și hai să-l punem pe un hook pe ceva. Aoleo, iară mă încurc în termeni. Nu este hook, este scaun. Dar în fine, principiul e cam același. Ia să vedem. Băi, ești nebun? Ce fuge cauciucul? Gata, bossule! Bun, da? Hai să rezolvăm și cu acest supraviețuitor. Îl punem aici. Și pare mi se... Păi ia uitați, mai e tipul ăsta aici. Bun. Aha. Mă gândeam să-l las în pace, dar după aia m-am gândit, știți ce? Ia să nu fiu eu băiatul ăla bun. Așa că mă duc tare pe ei. Bun. Bă, să nebunesc, am dat la plezneală și am prins pe cineva. Care erau șansele? Băi, sincer, foarte mari nu erau. Da, ia să vedem noi. Trebuie să fie cineva pe aici. Nu. Nu este nimeni pe aici. Ok. Bun, îl luăm pe tipul ăsta. Opa. Perfect. Hai că mai e și manevra. Unde e băiatul ăsta?
Uitați-l. Credeai că scapă? În niciun caz. Nu ai cum să scapi. A, lol, nici nu știam că pot să săr. Cât de tare, deci, practic, am scurtat și-o puțin drumul. Să vedem pe aici. Interesant. Aha. Nu-i panică. Aha. O să stric aparatul și o să-l și blestem. Măcar să știu o treabă. Hai să-i mai dau una. Perfect. Ia uitați. Ce băiat norocos sunt eu. Cine ar fi crezut, nu? Pac. Ceva frumos. Băi, ești nebun? Gata. Înapoi aici. Unde ți-e locul? Și garanta mai este cineva în zona asta. A, uitați, cărți. Frumos. Ok. Nu-i nimeni pe aici pe aproape. Dar sunt sigur că o să vină. Ok. Ia să vedem. Băi, ești nebun? Hai încă puțin. Bă, două mă n-ai bine de treabă. Nu mi se încarcă abilitatea specială. Cel puțin nu suficient de repede. Asta nu-i bine. Da, categoric asta nu este bine absolut deloc, dar în schimb, ce pot să fac este să vin aici, îl stric și îl și blestem. Și hai acum să vedem pe aici. Ok, aparatul ăsta este vai de capul lui. Pe unde să mai mergem noi oare? Aha. Ok. Aici nu pare să se întâmple absolut nimic. Deci mă gândesc că distracția e aici în centru. Sau poate că nu.
Da, așa se pare. Ia să mai vedem pe aici. În primul rând, hai să-l stricăm de nou. Și hai să vedem. Asta e în continuare stricat. De ce bine? Și hai să vedem. Poate să mergem în direcția asta? Nici nu știu ce să vă zic. Perfect. Și hai să o punem pe asta aici, pe scaun. Bun. Trebuie să stricăm aparatul. Și să vedem. Aha. Va să zică. Este cineva aici? Bă, să nebunesc. Pe aici undeva trebuie să fie. Asta e cert. Să mai stric o dată dracovenia asta. Și să verific. Ok. Am mai auzit că lege pe aici. Nu cred că este nimeni în zona asta. Dar încă se lucrează la drăcia asta de mașinărie. Să vedem noi. A, nu, aici nu s-a lucrat deloc. Interesantă treabă. A, ce m-am blocat eu pe aici. Crezi că scapi? E bine, nu pentru mult timp. Deci știu că se lucrează la aceste două aparate. Hai să mă mai duc și aici la centru, că s-ar putea și în zona asta să se mai lucreze. Nu, aici absolut deloc. Poate în partea asta altă. Nu. Sau poate s-a mai lucrat puțin. Dar nu atât de mult cât să justifice să mă stresez eu. Și să vedem. Unde să mai fie oare? Bună întrebare. A, aici s-a lucrat. Categoric aici s-a lucrat destul de mult. Și cred că... Aha! Ok, survivorul e pe aici.
Nu știu exact unde, dar este pe aici. Aha. Îi dau cu blestem și mă întorc aici. Să mă asigur că nu se lucrează în zona asta. Aici nici atât. Bun. Trebuie să-mi fac rondul. Perfect. Bun. Și acum hai să mai stric aparatul ăsta. Pentru că mi se pare că se cam lucrează la el. Exact. Bun. Nu e nimeni pe aici. Cel puțin nu deocamdată. Aha. Ok, pentru mine e important să nu repare nimic, nimic, nimic. A, lol. Eu credeam că a venit să salveze pe survivorul ăsta, dar nu, aparent nu. Cineva a dat cu Fangs așa, de dragul de a da cu Fangs. A, lol, nu-mi vine să cred. Ce bambuzel mi-am luat. A, ăsta a pornit, ok. Bine de știut. Ia să mai dăm așa. Ăsta e foarte puțin reparat. Nu, că trebuie să rețin. Ăsta e deloc. Aici știu că s-a cam lucrat la aparatul ăsta, dar observ că nu. Nu s-a mai atins nimeni de el. Să vedem aici. Puțin spre deloc reparat. A, aici se lucrează. Aha. Gata, boss. Got you. Aia era. Superb. Păi, cred că am făcut o treabă chiar bună. Deși meciul ăsta a durat destul de mult. Nice. Chiar pretty cool. Mi-a plăcut. Și să vedem. Sincer, simt că parcă am cam campat jucătorii, nu știu. Mă simt eu așa puțin vinovat. Poate nu am făcut treaba asta, dar eu personal așa mă simt. Și na. Puteam să joc, cred că mai fair play. Cred. Nu bag mâna în foc, în schimb. Pentru că, până la urmă, trebuie să joci și un pic defensiv. Un pic, nu foarte mult. Adică nu i-am campat în față. Eram în zonă, cât de cât, strategic. Păi bine, prieteni, sper că v-a plăcut jocul, pentru că mie personal mi-a mega plăcut. Deci pot să vă spun din start că o să joc jocul ăsta mult și bine. Și, acestea fiind spuse, dragi prieteni, noi o să ne oprim aici cu acest prim episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. În caz în care v-a plăcut, puteți oricând să-l cumpărați, este pe Steam, deci e atât de simplu, veți avea un link în descriere.
Acestea fiind spuse, o zi excelentă vă doresc, la revedere!